Așa cum era de așteptat, ca înainte de orice mare sărbătoare, drumul național 1 s-a aglomerat din nou în zona localităților de pe Valea Prahovei. Încă de la orele prânzului, coloanele de mașini s-au format pe mai mulți kilometri la intrările în Comarnic, Sinaia sau Bușteni. Șoferii nu au avut alternativă și au parcurs în peste o oră un drum pe care îl făceau în mod normal în numai câteva minute. Greu de tot la câmpina Ibele. E coloană mare. Da. Cât ați făcut de la Sinaia până aici? La Sinaia până aici? Prost ca de obicei. De unde veniți? De la Sinaia încerc să vin. Și coloana? Cam după la Vada aproape. Tocmai de acolo începe? Cam după acolo. Cu ce viteză ați mers? 20 într-o întâi. Foarte prost. Cu ce viteză ați venit de la Sinaia? 5 km, 10. Coșmarul turiștilor care vor să ajungă cu mașina la munte nu se termină însă aici. Polițiștii rutieri spun că se așteaptă ca pe sensul de mers de la București spre Brașov să se producă mare aglomerație și sâmbătă dimineață, iar examenul nervilor cel mai greu de trecut va fi duminică seara, atunci când toți turiștii care au petrecut de ziua națională la munte se vor întoarce spre capitală.